Pe data de 1 decembrie 2015, Alba Iulia devine centrul principal al evenimentelor ce marchează 97 de ani de la Marea Unire. 1 decembrie 1918 a rămas un simbol al afirmării hotărătoare a poporului de a-și deschide singur soarta. Cei mai mulți dintre cei care au văzut cu ochii lor înfăptuirea acestui vis de veacuri au pierit purtând în inim fiorul libertății. Iar pentru generația tânără, Unirea de la 1918 a devenit o frumoasă lecție de istorie. Acum 97 de ani, peste 100.000 de oameni din toate colțurile României se îndreptau către Alba Iulia pentru a asista la desăvârșirea celui mai puternic act din istoria României. Cu entuziasm și inimi însuflețite de dragoste de țară, românii au venit să dea mână cu mână într-o țară unită. După terminarea celui de-al doilea război mondial, poporul român a reușit să valorifice contextul mișcării de eliberare a popoarelor din Europa și a consfințit propria eliberare și unire în rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia. Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor granițelor vechii dacii, unirea Transilvaniei cu România. Astfel, ziua de 1 decembrie a devenit, după evenimentele din decembrie 1989, Ziua Națională a României. Marea Unire din 1918 reprezintă o succesiune de acte cu caracter democratic și popular, prin care teritoriile românești aflate sub stăpânirea altor state au ales la sfârșitul primului război mondial unirea cu Regatul României. Actul final al unirii celor trei mari provincii istorice românești și al constituirii statului național unitar român s-au desfășurat în mai multe etape. Ca urmare a izbucnirii Revoluției Ruse din 1917, Basarabia, aflată sub stăpânirea Imperiului Rus din 1812, și-a proclamat mai întâi autonomia și s-a proclamat ca Republica Democratică Moldovenească independentă. Amenințată de bolșevici care intenționau să o anexeze noului stat sovietic, Basarabia a chemat în ajutor trupele românești. Ca urmare, Rusia a rupt relațiile diplomatice cu România și a confiscat tezaurul. În 27 martie 1918, Sfatul Țării a votat cu majoritate unirea Basarabiei cu România, regiunea devenind astfel prima provincie unită cu țara. A urmat Bucovina, care fusese anexată încă din 1775 de Imperiul Austriac și era revendicată în 1918 atât de Austria cât și de Ucraina. Pe 27 noiembrie la Cernăuți s-a creat un Consiliu Național Român, al cărui președinte a fost ales Iancu Flondor. La propunerea lui, organismul nou creat a proclamat dorința românilor din provincie de a se uni cu țara mamă, iar pe 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei a votat în unanimitate unirea acesteia cu România. Transilvania, inclusiv regiunile Banat și Maramureș, a fost ultima provincie românească unită cu Regatul României, actul în sine fiind precedat de acțiuni politice susținute din partea reprezentanților Partidei Naționale. În 22 decembrie 1918, Consiliul Național Român Central a anunțat la Budapesta că va prelua puterea deplină în Transilvania și s-a hotărât organizarea Marii Adunări Naționale la Alba Iulia. Aceasta a avut loc la 1 decembrie 1918. A doua zi s-au ales conducerile provizorii ale puterii de stat, Marele Sfat Național, for legislativ, condus de Gheorghe Pop de Băsești și Consiliul Dirigent, prezidat de Iuliu Maniu. Unirea a fost recunoscută și de celelalte naționalități din Transilvania. Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmosferă sărbătorească. Au venit 1228 de delegați oficiali, reprezentând toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 de comitate românești, apoi episcopii, delegații consilierilor, ai societăților culturale românești, ai școlilor medii și institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriași, ai Partidului Social-Democrat Român, ai organizațiilor militare și ai tinerimii universitare. Toate păturile sociale, toate interesele și toate ramurile de activitate românească erau reprezentate. Dar pe lângă delegații oficiali, ceea ce dădea adunării înfățișarea unui mare plebiscit popular era afluența poporului. Din toate unghiurile țărilor române de peste Carpați, sosea poporul cu trenul, cu căruțele, călări, pe jos, îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore în frunte, cu table indicatoare a comunelor ori a ținuturilor, în cântări și plin de bucurie. Peste 100.000 de oameni s-au adunat în această zi pentru a fi de față la actul cel mai măreț al istoriei românilor. Spectacol simbolic și instructiv. Mulțimea imensă urcă drumul spre cetățuie printre șirurile de țărani români înveșmântați în sumanele de pătură albă și cu căciulile oștenilor lui Mihai Viteazul. Pe porțile cetățuii, despuiate de pajurile nemțești, fâlfâie tricolorul român. Poporul trece pe sub poarta lui Mihai Viteazul și se adună
acțiune pe câmpul lui Horea. De pe 8 tribune, cuvântătorii explică poporului măreția vremurilor pe care le trăiesc. În acest timp, în sala cazinei militare, delegații țin adunarea. Pe podium, între steagurile tuturor națiunilor aliate care au contribuit cu sacrificiile lor de sânge la desăvârșirea acestui act măreț, iau loc fruntașii vieții politice și intelectuale a românilor și delegații Bucovinei și Basarabiei, care au ținut să aducă salutul țărilor surori, intrate mai înainte în marea familie a statului român. Într-o atmosferă înălțătoare, în mijlocul aprobărilor unanime și a unui entuziasm fără margini, Vasile Goldiș, cel care a redactat textul rezoluției Unirii, aduce la cunoștința poporului conținutul documentului. Marea adunare de la Alba Iulia proclamă dreptul inalienabil al națiunii române la întreg banatul cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre. Restul rezoluției cuprinde programul de aplicație, autonomia provizorie a teritoriilor până la întrunirea constituantei, deplina libertate națională pentru popoarele conlocuitoare, deplina libertate confesională, înfăptuirea unui regim curat democratic pe toate terenurile vieții publice, reforma agrară radicală, legislație de ocrotire a muncitorimii industriale.